Titanic Vals de Tudor Mușatescu. Personaje: Spirache Necșulescu, funcționar de prefectură. Dacia, soția sa. Chiriachița, soacra lui Spirache. Sarmisegetuza sau Miza, fica lui Spirache. Traian, fiul cel mare. Decebal, fiul său de 12 ani. Gena, fica lui Spirache din prima căsătorie. Petredinu. Piesa debutează cu o discuție aparent banală din casa lui Spirache Necșulescu, prilej pentru dramaturg de a ne prezenta statutul fiecărui personaj în parte și relația dintre membrii familiei. Aflăm că Spirache Necșulescu este un funcționar de prefectură cu o familie numeroasă și complicată. Acesta locuiește împreună cu cea de-a doua soție a lui Dacia, care a dorit 3 copii, pe Decebal, Traian și Sarmisegetuza. Spirache mai are o fată din prima căsătorie, pe Gena, singura care îl înțelege și are grijă de el. Cu ei locuiește și soacra lui Spirache, Chiriachița, care așteaptă ca familia să se îmbogățească și să-i creeze o bătrânețe fără griji. Din discuția dintre membrii familiei, observăm că Spirache nu are niciun cuvânt de spus în casă, fiind discreditat de soția și soacra sa în ochii copiilor, părerea lui nefiind luată în seamă, în ciuda faptului că este singurul întreținător de familie. Tot din discuțiile membrilor familiei din incipit, sesizăm că Dacia și Chiriachița își doresc ca fratele mai mare și mai bogat al lui Spirache, unchiul Tache, să moară și să le lase lor averea, mai ales că acesta nu are alți moștenitori. În casa lui Spirache își face apariția Dinu, un tânăr serios care vine să-și mărturisească dragostea Mizei. Aceasta, deși nu-l iubește, este dispusă acum să accepte o eventuală căsătorie cu tânărul, întrucât este însărcinată, iar tatăl copilului nu dorește să-și îndeplinească obligațiile de tată. La aflarea acestei vești, Gena, fiica lui Spirache din prima căsătorie, decide să o ajute. Cele două decid să plece împreună din țară, iar după naștere, Gena să-și asume întreaga vină, luând copilul în grija ei. Interesant este că Gena își oferă ajutorul datorită sufletului ei nobil, în ciuda faptului că este mereu denigrată de mama vitregă și Chiriachița. O secvență reprezentativă care dezvăluie firea celor două femei, Chiriachița și Dacia, este cea în care Spirache se întoarce din oraș cu o pălărie nouă, pe care o cumpărase, întrucât cele două femei puneau presiune pe el să-și procure alta nouă pentru a nu le face de rușine. Deși mărturisește pe rând membrilor familiei o altă versiune, atât în ceea ce privește numele celui de la care a cumpărat pălăria, cât și prețul achitat, este mereu criticat. Nici Măgeanu, nici Stănciulescu nu sunt suficient de cinstiți pentru familie, chiar și atunci când mărturisește că a primit-o gratis de la o persoană care a decedat și care nu a reușit să o poarte, acestea nu sunt mulțumite. Ba chiar Chiriachița îi interzice să o poarte, culoarea verde fiind potrivită pentru tineri, pentru crai, după cum spune ea. La scurt timp, membrii familiei află din ziar că a avut loc o furtună puternică pe mare, iar unchiul Tache, ce se afla în vapor, a murit, lăsând averea mult așteptată hrăpăreților din familia Necșulescu, singurul cu adevărat afectat de deces fiind Spirache. Acum că au devenit bogați, pretențiile familiei cresc direct proporțional cu situația financiară. Dacia și Chiriachița oferă o sumă de bani ca Spirache să fie acceptat în politică, fără știrea acestuia, luându-l ca intermediar pe Nercea. Spirache se întoarce acasă, nemulțumit de faptul că a fost trecut pe lista candidaților pentru funcția de deputat. Acesta le explică membrilor familiei că își dorește o viață tihnită, la țară, înconjurat de membrii familiei, lucru pe care politica nu poate nici într-un caz să îl ofere. Ceea ce lui îi provoacă dezamăgiri, aduce bucurie întregii familii, Chiriachița și Dacia, impunându-și punctul de vedere. Avocatul Procopiu, fost coleg de școală cu Spirache, vine în casa Daciei și o anunță că testamentul a suferit o schimbare. A aflat că, de fapt, întreaga moștenire nu a rămas lui Spirache, ci primului nepot al acestuia. Vestea a căzut ca un fulger asupra femeilor din casă, mai ales că, din momentul în care acestea au aflat că Gena a rămas însărcinată, au refuzat să o mai primească în casă, considerând că a făcut familia de rușine.
La aflarea acestei noutăți, Dacia și Chiriachița decid să o cheme înapoi acasă pe Jenna și încep să o manifeste o atenție exacerbată față de fiul acesteia, care o surprinde chiar și pe tânăra fată. În timpul cât a fost plecată, între Jenna și Dinu, vechiul admirator al Mizei se înfilipă o relație frumoasă, iar acesta îi mărturisește dragostea, conștientizând superioritatea și bunătatea fetei. Datorită intervenției lui Spirache, vine și capitanul de cavalerie Stamate, tatăl copilului, și cere iertare de la Miza pentru că a părăsit-o când avea mai multă nevoie de el. Revine avocatul familiei și le anunță pe femei din casă de fapt că schimbarea testamentului nu mai este valabilă. Știrea produce o explozie de bucurie Daciei, care nu trebuie să se mai prefacă și să manifeste o afecțiune falsă față de Jenna și copilaș. Însă Miza, auzind jignirile aduse la adresa propriului copil și la adresa celei care a salvat-o atunci când se afla în impas, o determină să izbucnească, mărturisind că ea este adevărata mamă a copilașului. Acum, păcatul fiind săvârșit de răsfățata familiei, nu mai pare atât de grav, Dacia și Chiriachița trecând cu ușurință peste acest păcat. De la Traian, Dacia află că Spirache a ținut un discurs în fața mulțimii, prin care a implorat mulțimea să nu-l voteze, pentru că nu va putea aduce nicio schimbare în politică și nu va putea să-și îndeplinească promisiunile electorale. Dacia și Chiriachița, văzându-se în această situație, sunt convinse că acesta a pierdut candidatura. Spaima aceasta nu va dura mult, căci își face apariția Nercea, care îl felicită din toată inima pe Spirache, pentru că discursul său a făcut ca mulțimea să-l voteze într-un număr extrem de mare, tocmai pentru sinceritatea frapantă de care a dat dovadă. Piesa se termină cu realizarea unei poze, familia apărând în ochii tuturor, una de-a dreptul fericită și armonioasă. Sfârșit.